Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul. Suntem aici, ca de obicei, joi seara la ora 9, cu Ada Rosetti. Ne auzim, Ada? Ne auzim, bună seara! Și împreună cu invitata din seara aceasta, Ioana Podină. Ne auzim, Ioana? Ne auzim, bună seara! Ioana este psiholog și conferențiar universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. Am uitat să spun că astăzi vom vorbi despre sănătatea mentală și deci avem aici pe cineva care este psiholog și care știe să ne vorbească despre acest lucru. În calitate de psihoterapeut, este certificată internațional de Institutul Albert Ellis din New York, din partea căruia a primit și un premiu pentru cercetare în sănătatea mentală. În prezent coordonează Laboratorul de Științe Cognitive Clinice, laborator centrat pe diseminarea cercetării din psihologie și sănătate mentală. Este președintele Comisiei pe Cercetare din cadrul prestigioasei Asociației Internaționale de Psihoterapie, Society for the Exploration of Psychotherapy Integration și reprezentant pe România al Society for Psychotherapy Research. În 2020 a luat premiul Ad Astra pentru tineri cercetători. Încă o dată, bine ai venit, Ioana! Mă Cum bucur ești mult. În seara asta? Ești sub stres, așa, fiind un specialist, mă gândesc că... vom vorbi astăzi despre stres. Vreau să vă mulțumesc mult că ne oferiți platforma aceasta nouă cercetătorilor, să vorbim despre cercetările noastre și să se vadă că se face și în România cercetare. Da. Nu mai adăugăm asta, Ada, nu? Eu zic să trecem la pol, pentru că am pregătit pentru voi un pol. Și o să-l punem aici. Aveți trei modalități de a participa. Întrebarea este ce anume din percepțiile din România legate de psihoterapie vi se pare că sunt cele mai prezente? Cu ce clișee legate de psihoterapie v-ați întâlnit cel mai des? Și ca să răspundeți la întrebarea asta, să vedem care sunt cel mai des întâlnite clișee, puteți intra fie pe menti.com, fie puteți, dacă aveți descărcată aplicația, fie puteți folosi QR code-ul pe care îl vedeți în dreapta sus pe ecran. Funcționează foarte bine. Am pus link-ul și la comentarii. Și am uitat să spun că ne găsim pe câteva pagini de Facebook, nu numai la mine pe pagina mea de Facebook sau pe pagina de Facebook Adei Rosetti. Ne găsim și pe pagina de Facebook Asociației ASUR, pagina de Facebook Remus Cernea și pagina de Facebook Asociației Ad Astra. Bun, între timp așteptăm să vă exprimați părerea, să votați. Avem o curiozitate și avem o discuție întreagă legată de ce se vorbește și cum se pricepe și cum se percepe și cum se tratează subiectul sănătății mentale în România. Ce vom face în continuare în emisiune? Întâi vom da un premiu obișnuit, o carte de la Humanitas, pentru cea mai interesantă întrebare din multele pe care le-am primit deja, o întrebare pe care am ales-o împreună cu Ioana Podină. Apoi vom vorbi cu Ioana despre cercetările ei și vom răspunde la întrebările voastre, pentru că suntem aici în principal pentru a intermedia un dialog între cercetătorii români. De data aceasta, cercetătorul român cu care stăm de vorbă este Ioana Podină, și cei care sunt interesați de subiectul nostru sau de subiectul cercetării sau pur și simplu vor să vadă cum arată și ce face un cercetător român. Și avem aici cartea Andrew Solomon, Demonul amiezii, de la editura Humanitas, care a primit deja un câștigător, are deja un câștigător. Și avem și întrebarea, nu? Pe care o să o punem Ioanei. Da, putem să o rugăm pe Ioana să îi răspundă Anei Maria, care a pus mai multe întrebări, dar cea care a atras atenția a fost cea legată de balanța, de echilibrul, sau întrebarea ei, ca să o cităm, este: sunt anxietatea și depresia factor principal care provoacă omul să se izoleze de lumea reală, sau tehnologia afectează de fapt comportamentul și provoacă anxietate, depresie? Ana Maria, e întrebare foarte bună și aproape că este răspunsul acolo, cu mențiunea că acel sau ar trebui să fie înlocuit cu și.
Anxietatea și depresia sunt factori care te duc înspre izolare socială, în mod specific depresia și anumite forme de anxietate, cum e anxietatea socială. Iar tehnologia, arată studiile, dar nu numai per se pentru că există tehnologie, ci tehnologia utilizată compulsiv și utilizată ca modalitate de coping, adică te retragi în tehnologie ca să scapi de fricile societății și de provocările societății, tehnologia îți poate amplifica acest lucru. Dar aș vrea un pic să elaborez un pic acest răspuns, dincolo de faptul că anxietatea te poate duce să te cufunzi în tehnologie și tehnologia îți poate amplifica anxietatea și sau depresia. E foarte important ce element din depresie și ce element din anxietate te duce înspre retragerea, înspre tehnologie. Iar în anxietate, spre exemplu, evitarea celorlalți, spre exemplu, evitarea fricilor tale, evitarea confruntării cu fricile tale este ceea ce te duce înspre tehnologie. Iar în tehnologie acest lucru se amplifică de multe ori pentru că te compari cu ceilalți. Este exact lucru care ne dăunează atât în anxietate și cât și în depresie, comparația și compararea cu ceilalți. Deci eu o reacție Anii de Ioana, de compararea cu ceilalți, cu acele două oglinzi paralele, când ne așezăm între două oglinzi paralele și avem o infinitate de copii ale noastre. Așa, pur și simplu vedem o infinitate de copii ale celorlalți și vieți perfecte. Ne comparăm cu ei. Și vieți perfecte. Și toate sunt perfecte. Mă întrebam, Ada, dacă să mai luăm și alte întrebări pe care le-am primit odată. Aș propune să luăm întrebări un pic mai târziu. Vin întrebări foarte multe. Dar aș prefera să continuăm discuția și să vedem ce ne-au răspuns cei care se uită la noi la întrebarea legată de miturile legate de psihoterapie, pentru că recunosc că uitându-mă la ce se vede acolo, am descoperit ceva foarte interesant și simt nevoia să împărtășesc asta cu voi. Nu știu în ce măsură se vede pentru toată lumea ce spune acolo, ce au spus cei care se uită la noi. Erau 5 opțiuni în care se putea alege, de la nu mă duc la psiholog pentru că nu sunt nebun, la n-am nevoie, mă tratez singur, nu mă duc ca să nu-mi trezească amintiri neplăcute, de ce să mă duc la psiholog dacă am prieteni și nu-mi permit să mă duc la psiholog pentru că e prea scump. Și după cum vedeți, răspunsul numărul 1, la distanță mică de celălalt mit foarte răspândit, acela că la psiholog se duc numai cei care sunt nebuni, și aici avem o discuție lungă, dar în acest moment, dintre cei care au votat, majoritatea au spus nu mă duc la psiholog pentru că e prea scump. Păi atunci trebuie să întrebăm pe Ioana, e prea scump sau e chiar un mit asta? E parțial un mit, în instanța în care, până la urmă, și 10 lei poate să însemne ceva scump pentru cine nu-i are. Asta e un aspect foarte important. Serviciile de psihologie depinde. Se învârț undeva în jur 150 de lei, 250, 300 de lei. Deci, din nou, contează foarte mult buzunarul nostru. Acum, cred că problema e mai macro de atât și are legătură cu modul în care se decontează serviciile psihologice. Până la urmă, nu mă așteptam să fie acesta primul mit, dar mă bucur într-un mod sau altul, e pe jumătate mit, pentru că noi nu avem în prezent, se lucrează la asta, dar în prezent serviciile psihologice se decontează prin Casa Națională de Asigurări în mod indirect, gen prin psihiatru, dacă psihiatru te-a trimis la psiholog sau dacă un medic specialist te-a trimis la psiholog. E considerat serviciu conex și asta este doar recent, abia din iunie. Deci dacă sunteți uimiți că n-ați auzit de această decontare, e doar foarte, foarte recent. Iar până acum nu se putea chiar deloc, decontarea se făcea tot așa ca și serviciu conex, dar doar pentru copii, pentru probleme de autism, spre exemplu ADHD. Așa că ce spune audiența noastră e parțial mit, parțial adevăr, pentru că realmente avem nevoie de un serviciu stabil de decontare a serviciilor psihologice chiar direct și vom vedea cum funcționează ce s-a implementat din iunie. Bun, mulțumim foarte mult și pentru că ai lămurit acest lucru și ați văzut că în timp ce vorbeam cineva a mai votat odată mitul legat de nu mă duc la psihoterapie pentru că nu sunt nebun. Ilustrațiile pe care le-ați văzut și o să le mai vedeți, că o să le mai scoatem din când în când la iveală, sunt realizate de Cătălin Gianu, pe care poate unii dintre voi îl știu pentru că l-au văzut la Cappuccino Story, unde vorbește
despre viață și dintr-o perspectivă foarte implicată în psihologie, foarte interesată de psihologie și de sănătate mentală, fără să fie în mod profesional implicată acolo. Și pentru că am ajuns acolo, aș vrea să arunc eu prima întrebare. E sănătatea mentală o problemă a fiecăruia? Adică suntem liberi să ne ocupăm sau nu de ea? Sau e până la urmă o problemă care ne privește pe toți? Îmi place să cred și sper să conving asta și persoanele care se uită la noi că este o problemă care ne privește pe toți, dintr-o mie de motive. Pe parcursul discuției noastre vom vedea că practic niciunul dintre noi nu este imun și mare parte această non-imunizare ține de cât de vulnerabili suntem la factorii de stres și vom vedea câteva statistici pe asta, cu toții, nu doar eu, nu doar voi, ci toată lumea. De asemenea, prevalența tulburărilor de sănătate mentală e tot în creștere. Tot vorbim de asta, nu știm exact cât. Spre exemplu, una din 5 persoane, adică cam 20% din persoane, sunt afectate de probleme de sănătate mentală. Cele mai comune sunt anxietatea, depresia, dar nu numai. Așa că una din 5 trădează faptul că foarte, foarte multe persoane și din ce în ce mai multe sunt afectate. Iar dacă nici acestea nu sunt cifre convingătoare, faptul că depresia este considerată a doua cauză de dizabilitate și prin asta înțelegem faptul că nu pot să mă duc la muncă, nu pot să-mi urmez traseul vieții, calitatea vieții mele este periclitată, calitatea vieții mele în familie și toate activitățile mele nu se mai desfășoară normal, ar trebui să ne convingă și acest aspect. Deci este a doua cauză de dizabilitate la nivel mondial. Apoi sunt costurile economice. Cam 13% din angajați, statistica nu e la noi, e europeană și din SUA, 13% din angajați au probleme de sănătate, raportează probleme de sănătate mentală sau raportează problemele de sănătate mentală ca principală cauză pentru care absentează de la muncă. Deci sunt toate aceste statistici care arată că problema societală este foarte importantă, nu e doar distresul unui individ, e distresul mai multor persoane. E dizabilitatea care ne afectează calitatea vieții, dar și la nivel societal macro avem și pierdem bani propriu-zis și iar la nivel de individ acest aspect se vede prin faptul că crește constant și rata de psihopatologie. Așadar, sper că toate acestea arată că avem nevoie să vorbim despre sănătate mentală pentru că ne afectează modul în care gândim, modul în care ne comportăm, modul în care ne simțim. Și eu zice că ne afectează pur și simplu, într-adevăr, personal. Adică nu se poate să fie ceva mai personal decât ceea ce simți. Și dacă asta nu te interesează și nu vrei să vorbești despre asta, atunci da, poți să vorbești despre altceva care e departe. O altă întrebare. Există diferențe față de felul în care sănătatea mentală e privită în România și, de exemplu, în celelalte țări europene? Am încercat și încerc de ceva vreme să caut cercetări pe partea de stigmă și am găsit ceva foarte interesant făcut de niște colegi de la Cluj pe tineri în mod specific. Cercetări pe alte spectre de vârstă nu prea am găsit, așa că orice fel de opinie de aici este mai puțin informată de cifre. Pe tineri am găsit niște aspecte foarte interesante în materie de opinia lor față de sănătate mentală. Nu e o diferență foarte, foarte mare față de alte țări din blocul european, spre exemplu Portugalia. Un pic mai mare diferență față de SUA și un pic mai mare față de Canada, dar nu atât de discrepantă. Canada și SUA raportând de altfel și cele mai mari rate de psihopatologie. Canadienii, spre exemplu, spun că la ei una din două persoane are psihopatologie, deci nu una din cinci. E și o mai mare deschidere înspre raportare. Asta m-a frapat într-o anumită măsură. Pe de altă parte, asta o văd și în societate și o văd și în cabinet. Sunt din ce în ce mai mulți tineri care vin și solicită servicii și care au deschidere înspre asta, pentru că așa se vede cel mai bine. Deschiderea înspre sănătate mentală și non-stigmatizarea prin faptul că tu ai deschidere să vii și cauți un psiholog. Asta ar fi un aspect. Pe celelalte aspecte de vârstă, eu cred că povestea stă puțin diferit. Nu avem date în mod specific pe asta, doar intuitiv pot să spun că m-am mai lovit așa de un pic de rezistență, dar e posibil ca să fie o părere mai subiectivă puțin. Uite, întreabă Cosmin Petre de ce în societatea românească depresia e percepută greșit, zice el. Deci și el vorbește de percepție și de percepția lui deopotrivă și de ce a văzut. Și dacă are vreo legătură cu o trăsătură specifică a poporului român.
Din ce știm, din studii, ca trăsătură specifică a poporului român? Nu. Nu, răspunsul este cât se poate de ferm. Nu, și aici mă ancorez în datele de puținele date pe care le avem de, pe linie de epidemiologie. Arată că suntem undeva relativ aproape de media europeană, relativ aproape. Ba chiar din statistici, dacă media este undeva la 20, după statistici, undeva la, noi suntem undeva la 15. 15% din români au psihopatologie, deci o subraportare. Nu consider că românul este sau are tendință mai depresivă decât ceilalți și nu cred că avem un fundament cultural pentru asta. A adus pandemia ceva nou? A adus multe lucruri noi. Au adus mai multe probleme de sănătate mentală. Cred că a apărut de curând un articol în Lancet, în faimosul jurnal Lancet, nu articol, care arată că psihopatologia a crescut, aici mă refer în spun specific la anxietate și depresie, care sunt cele mai frecvent întâlnite, a crescut cu 20% față de anul 2019. Cred că avem și o imagine în acest sens. Cam cu 20% anxietatea, cât și depresia, a adus un pic mai mare inegalitate și prin asta mă refer la faptul că au fost loviți în mod specific tinerii și au fost afectate în mod specific femeile de această pandemie din mai multe motive. Tinerii, datorită faptului că o parte dintre ei au trebuit să se întoarcă acasă și știm asta destul de evident și printre cei pe care cunoaștem. Iar de asemenea, neavând această experiență de muncă, ei au fost impactați pentru că acum sunt mai puține joburi și în general se caută persoane cu multă experiență și cum sparge această barieră. Și atunci cea mai mare preocupare a tinerilor, cum arată și studiile, e că nu își vor găsi un loc de muncă sau când își vor găsi un loc de muncă. Iar în ceea ce privește femeile, ele au fost foarte afectate din mai multe motive. Un motiv ar fi faptul că pe ele a căzut destul de mult aspectul îngrijirii copiilor. A fost și un aspect pragmatic ce se leagă și de salariile medii pe care le câștigă femeile. În general, câștigându-le mai, ele având salarii mai mici în medie, au fost cele care au rămas acasă, un aspect pragmatic. Rămâne persoana în câmpul muncii, persoana care câștigă un salariu mai mare, ceea ce e logic, dar se leagă totuși de inegalitatea anterioară. Și pentru că ele lucrează mai mult în medii de tip industrie ale serviciilor, cum ar fi industria hotelieră, ele au fost foarte impactate în această perioadă și, prin urmare, datorită acestei aspecte, ele multe dintre ele au rămas fără un job. Și sigur, mai sunt și alte aspecte, dar astea ar fi principalele pentru care s-a creat această inegalitate. Așa că pandemia ne-a dus multe, ne-a dus și un pic mai multă singurătate raportată, care core un pic mai multă, care corespunde și cu această rată de depresie crescută. Ne-a adus, pe lângă aceasta, ne-a adus îndepărtarea de ceilalți, mai puțină interacțiune cu ceilalți. Practic ne-a luat niște factori protectori și o să vorbim despre asta. Interacțiunea cu ceilalți este un foarte mare, este un foarte important factor protector contra psihopatologiei și pandemia ne-a luat acest lucru. Ne-a redus mobilitatea, care e iarăși un factor protector contra psihopatologiei. Și știm de ce ne-a redus mobilitatea. Deci ne-a adus foarte multe, foarte multe lucruri noi, mai puțin plăcute, dar cred că pe final găsim și niște aspecte pozitive. Înainte să ne mutăm la cercetările tale, vroiam, Ada, să-i punem din nou un astfel de desen care e foarte simpatic. Și dacă poți să comentezi pe scurt, Ioana, ce spune. Zice, cel mai bun psiholog în copilărie era mama. Acum e tot mama, dar nu mă mai bate. Ce comentariu ai avea aici? Vă dați seama că sunt convinsă că a fost spusă ca și ironie, dar e o ironie și probabil ca și o glumă, dar e așa cu un gust amar, pentru că știm că în trecut se apela foarte mult la această strategie, dacă putem să zicem această strategie de parenting, ar fi unul la mână. Și doi la mână este din nou o modalitate prin care practic iei un pic în derâdere serviciile psihologice și spui că uite, nu-i nevoie de ele, că mă tratez cu diverse. Mă tratez cu, spre exemplu, acest exemplu. Cu mama. Mă tratez cu mama, mă tratez cu prietenii. Mama la telefon. Există și varianta asta, mă tratez cu prietenii, vorbesc cu prietenii, vorbesc cu mama. Este suficient să vorbești cu prietenii și nu mai ai nicio problemă. Nu trebuie să mergi la psiholog. Ia puțin în derâdere serviciile psihologice. Mă tem că e o ilustrație a unei situații destul de reale în care
evităm subiectele neplăcute și ne, ne ducem în glume. De multe ori, acolo unde nu ne face plăcere să discutăm lucruri, ne ducem în glume. Din păcate, mă tem că în spatele acestor glume se află niște situații cu adevărat serioase, despre care probabil nu vom vorbi astăzi, cum este violența în familie și abuzul de substanțe, pentru că cealaltă soluție, tot așa de glumă oferită, era mă tratez cu o sticlă de vin roșu. Toate nu sunt soluții, adică simt nevoia să spunem asta și te rog, Ioana, să spui tu cât se poate de clar, nu sunt alternative la terapie. Eu acolo unde e nevoie, e nevoie de terapie. Eu sper că se știe asta. O sticlă de vin roșu nu are cum să-ți înlocuiască terapia. Faptul că tu discuți cu prietenii nu are cum să-ți înlocuiască terapia. Un terapeut te structurează, te ajută să-ți identifici problemele, îți creează un plan de tratament. O mamă sau un prieten nu poate să facă acest lucru. Ei îți oferă, sigur, ai nevoie de suport social și îți oferă sprijin și îți oferă empatie și îți oferă acceptare necondiționată sau ar trebui să-ți ofere acest lucru și știi că pe ei te poți baza, ceea ce nu face un psiholog, dar, sigur că, dar parte de plan de tratament, strategie de lucru, identificarea problemelor, structurarea gândirii, structurarea problemelor, pe ce lucrăm, acestea sunt aspecte pe care ți le oferă un psiholog sau, în fine, un specialist în sănătate mentală, nu doar un psiholog. Da. Cred că e momentul, Ada, nu să ne întoarcem la cercetările Ioanei, pentru că aici oferim posibilitatea cercetătorilor să povestească puțin din cercetarea lor. Adică să intrăm puțin în șurubăra aia, Ioana, a cercetării tale. Despre ce ai vrea să ne povestești prima dată? Dacă tot am vorbit despre, dacă tot s-a atins puțin subiectul stresorilor și a modului în care facem față la stresori și nu mergem la psiholog pentru că ne imersăm în alte strategii de coping, cum ar fi apelarea la un vin roșu, voi vorbi puțin despre impactul stresului asupra sănătății mentale dintr-o zonă din care nu vă așteptați. Din zona supraviețuitorilor de cancer, deci sunt convinsă că nu vă așteptați din această zonă și o să vedeți că aceste rezultate sunt relevante pentru toată lumea, nu doar pentru supraviețuitorii de cancer. Am preferat să duc în față un studiu care este acum în derulare, care vine pe un proiect care e acum în derulare dedicat supraviețuitorilor de cancer. De ce lor? Pentru că ei sunt ceva mai la risc. Dacă am spus că în populația generală ai 20% risc, ei, în populația supraviețuitorilor de cancer riscul este mult mai mare de atât. Și ei sunt o nișă care a fost uitată. Asta ar fi un de ce. Iar în ceea ce privește rezultatele, fac un fel de preview. Graficele vor arăta în felul următor. Noi ne-am uitat, am extras texte de la 109 participanți și colectăm în continuare date, deci este o bază de date în creștere. Am extras aceste texte de pe Reddit și de pe Twitter cu ajutorul, este o echipă interdisciplinară care lucrează aici, psihologi, cât și specialiști de pe partea de computational linguistics, care ne ajută cu partea de prelucrare a limbajului natural. Ne ajută să extragem aceste tipare din textele persoanelor. Am extras aproximativ 45.000 de corpusuri de texte, deci chiar dacă sunt 109 persoane, sunt foarte, foarte multe texte. Și partea inovativă, zic eu, extrem de inovativă, este că una la mână am contactat aceste persoane, sigur, le-am cerut acordul, dar i-am întrebat exact care a fost anul diagnosticului și anul remisiei. De ce e inovativă? Pentru că de obicei textele se iau fără să iei contact cu persoana respectivă și încep să îți extragi aceste pattern-uri. Modelul de machine learning pe care noi l-am folosit pentru extragerea acestor pattern-uri legate de depresie, spre exemplu, a fost testat și în studii anterioare și a avut o acuratețe foarte bună, jur de 80%, ceea ce ne dă certitudine, cel puțin o certitudine destul de mare în rezultatele noastre. Eram curios, e pe limba română sau pe limba engleză? E pe limba engleză, e foarte dificil e foarte dificil pe limba română să găsești. Că nu ai instrumentele de inteligență artificială care fac ce clasificarea, da, corect. Da, mare impediment sunt diacriticele și nu avem încă atât de acurat pe linia aceasta. A fost o dezbatere și la noi și am rămas pe linia de engleză. Plus că a fost și un avantaj că am putut să colectăm mai multe date și putem să ne extindem baza mergând spre tot mai multe. Ce a ieșit interesant și de ce spun că ne interesează pe toți? Practic putem să vedem aici, acut și short term și long term înseamnă în felul următor. Acut este în jurul momentului diagnosticului, ca și timp, în primul an de diagnostic. Short term înseamnă până în 5 ani de la diagnostic și long term înseamnă peste 5 ani de la diagnostic. Iar din ce putem vedea, spre exemplu, pe depresie,
diferența semnificativă începe să apară abia... Nu mai puțin, Ioana, nu mai puțin, că da. Nu toți citim graficele astea așa de repede și chiar e un moment scurt de tot în care putem sigur să le arătăm. Deci, noi aici avem o axă verticală care reprezintă, în cazul de față, cât de puternică este depresia. Uh-huh. O cifră care reprezintă cât de puternică este depresia. După care avem o bară albastră în partea din stânga. Bara albastră are un punct în centru și are niște margini sus și jos. Punctul din centru bănuiesc că este valoarea medie, să spun, da, a depresiei. Uh-huh. Iar partea de jos este minima și partea de sus este maxima. Deci vedem și variația. Deci în esență trebuie să ne uităm la valoarea aceasta medie, ca să spun, nu? În esență trebuie să ne uităm, ne ajută foarte mult să ne uităm la toată histograma, adică să ne uităm chiar la punctul ei, punctul ei maxim. Maxim, asta, am exact, înțeles. Sus. Și asta spune ceva. Într-adevăr, că atunci ai mulți oameni cu o depresie foarte ridicată. Ok, acum pot să citesc graficul, deci putem să mergem mai departe. Mulțumesc pentru intervenție. Ce se poate observa din graficul pe depresie e că apare o diferență. Acolo acele bare de deasupra, acele pălării de deasupra arată unde există diferență semnificativă. Și această diferență semnificativă apare abia între cei care au trecut de acel termen de 5 ani de la diagnostic. Între ei se vede această diferență și ceilalți, adică cei care sunt short term până în 5 ani de la diagnostic și cei care sunt în perioada acută, adică în jurul momentului diagnosticului. Mie mi se pare foarte interesant acest aspect. Spune lucruri despre supraviețuitorii de cancer și asta corespunde și cu datele, și anume ei stau foarte mult cu frica recurenței cancerului până în 5 ani, mai ales cancerele solide, cum ar fi cancerul la sân, cancerul de colon, ei stau până în 5 ani de zile, șansa recurenței, probabilitatea recurenței este ceva mai mare. Și atunci, probabil datorită acestui aspect, având acest aspect în spate, știind că poate să existe o recurență, depresia nu subsidiază, nu intră în remisie. Însă, peste 5 ani, în momentul în care complet stresorul se retrage, se poate vedea și ochiometric cât de mare este discrepanța între această categorie, între cei care au peste 5 ani de diagnostic. Verdele e mai mic. Da. Exact. Verdele e mai mic, e mai puțină depresie. Verdele e mai mic, e mai puțină depresie. Morala pentru noi este în felul următor. Stresorii ne inflamează răspunsurile de anxietate, de depresie. Așa că, cam cum arăta și graficul anterior legat de pandemie. Așadar, într-un moment stresant, anxietatea noastră și depresia noastră se va amplifica. Și atenție aici, nu vorbesc doar de partea clinică. Anxietatea și depresia sunt pe un continuum. Aici vorbim de simptome anxioase și simptome depresive. Deci cu toții suntem pe un continuum. Unii mai mult, alții mai puțin. Iar în acest aspect se poate vedea ce se întâmplă în momentul în care se retrage acel stresor. Deci, practic, răspunsul nostru de anxietate și depresie se inflamează în contact cu stresorul. Partea bună este că și el se retrage, acest răspuns, în momentul în care nu mai ești în contact cu stresorul. Și, evident, acest contact nu înseamnă numai unul fizic, ci și unul mental. Pentru că vorbim aici de frica de recurență care dispare odată ce știi că okay, au trecut 5 ani. Deci este și contactul mental, adică această percepție a stresului, cum vezi tu lucrurile, despre care vom mai vorbi. Mi se pare, Ioana, dacă pot să te întrerup, greșesc dacă încerc să interpretez asta ca fiind stresul, depresia, da, stările depresive, un răspuns, să nu-i spun normal, un răspuns sănătos la un stresor extern, adică faptul că o veste atât de proastă ne deprimă, nu este în zonă clinică, să-i spunem, sau poate nu folosesc eu cuvintele corecte. Mai ales dacă el scade odată ce dispare această apăsare, această amenințare a cancerului. Deci dacă atunci când există cancer, sunt deprimat și după ce dispare riscul reapariției cancerului, nu mai sunt deprimat, se poate spune că până la urmă așa am reacționat și așa e normal. Adică cred că reacția inversă ar fi anormală. Exact de asta am început și discuția și am spus că să vorbim de normalizarea sănătății mentale și a discuției de sănătate mentală și normalizarea psihopatologiei. De multe ori ele sunt practic un răspuns. Iar un stresor de tipul acesta a unui diagnostic de cancer este unul de altfel foarte, foarte mare și putem să vedem că și aici. Dar problema e în felul următor. Răspunsul nu este neapărat unul sănătos. Ideea este că dacă mizăm pe cât durează stresorul și așteptăm ca el să se retragă, stresorul poate să dureze destul de mult. Poate să dureze ani. Asta nu înseamnă că pentru ei nu există consecințe la nivel de sănătate.
și la nivel de sănătate mentală, pentru că aici vorbeam de simptome, simptome depresive, și la nivel de sănătate mentală, pentru că la următorul stresor, cel mai probabil ei se vor inflama din nou. Dar sunt și consecințele pe care le știm ale stresului, și la nivel organic, la nivel de sănătate fizică. Așadar, eu, veste bună este că e reacțiile noastre pe ansamblu sunt la contextul în care ne aflăm și la evenimentele care ni se întâmplă, sunt normale. E normal, spre exemplu, pentru un copil să fie tăcut, acum trec într-un alt exemplu, să fie tăcut dacă părintele lui îl critică la orice moment, în orice moment, și ca el să fie tăcut și în alte contexte. Dar asta nu înseamnă că este sănătos și adaptativ în alte contexte. Asta e foarte important să înțelegi. Vestea bună este că da, nu rămânem dacă stresorul se retrage și simptomele noastre se remediază. Însă ce face dacă stresorul nu se retrage? Aia e întrebarea. Și aici intră în acțiune psihologia și psihoterapia. Așa. Mai vrei să vorbești despre gratitudine sau hope? Sau aici rezultatele sunt cam același? În special despre speranță, dacă tot am revenit la acest grafic. Iarăși mi se pare că arată tot, cam tot în această direcție. Speranța e foarte importantă, antidepresie. Dacă vrem, e un bun medicament antidepresie. Principala problemă a persoanelor cu depresie este lipsa de speranță. O să vedem că ei, majoritatea spun că I'm hopeless, sunt lipsi de speranță. Ei, vedem aici că pur și simplu simpla emoție de speranță, adică faptul că ne uităm spre viitor, există o diferență aici între cei care sunt tot așa pe termen lung și cei care au fost diagnosticați în jurul unui an de zile sau până în 5 ani de zile. Deci există din nou și aici niște diferențe importante care corespund. Acolo unde există mai puțină depresie, există mai multă speranță și se vede pe această bară verde. Acolo unde există mai multă depresie, există mai puțină speranță înspre viitor. Și asta pentru noi psihologii se spune reziliență. Adică practic că ești întărit și protejat contra depresiei. Asta ar fi una. Aș vrea să te întreb totuși, ca să încheiem puțin partea asta, cu ideea asta. Ați făcut practic o cercetare cu inteligență artificială pe mii de texte, zeci de mii de texte. I-ați întrebat și pe oameni ca să verificați că analiza respectivă este corectă? I-am întrebat și pe oameni ce e foarte important, cum ziceam, modelul pe care noi l-am testat a fost testat anterior pe niște baze de date unde s-a putut verifica și valida. Adică oameni de unde știam exact că, uite, aceștia au depresie, aceștia nu au depresie și s-a stabilit că clasificarea e bună. Deci poți să faci o distinție destul de bună între cei care au depresie și cei care nu. Continuă. Dar în contextul nostru, aici, a fost foarte greu tot ce am putut să vedem era dacă avea un istoric depresiv. A fost foarte greu să vezi dacă în momentul X, Y, Z, ei îți confirmă că au avut depresie. Deci chiar pe lotul nostru, aceasta ar fi o limitare, cea pe care tu ai marcat-o. Ultima întrebare, Ada. Sunt curios acum. Facebook are toată istoria convorbirilor noastre din ultimii 20 de ani. Poate să facă Facebook analiza asta pe textele noastre? Sigur că poate să facă. Dar nu ne dă nou accesul să o facem. De aceea n-am mers pe Facebook, apropo de asta. Și sunt o serie de discuții etice aici, dar nu cred că e locul să le purtăm. Pentru că vorbești de cercetări care sunt încă în derulare și lucruri pe care încă le evaluezi. Știu că ne-ai povestit înainte să intrăm în live de o altă cercetare pe care o faci și care mi s-a părut foarte relevantă, pentru că se referă la impactul depresiei asupra stresului și are o aplicație specială pentru cei care dau examene. Și știu că sunt mulți studenți care ne urmăresc și mă gândesc că poate le folosește. Da, se apropie sesiunea și studenții vor zice da, dar înainte de sesiune vine totuși vacanța. E foarte important următorul studiu sau rezultatele lui sunt importante pentru că arată, dincolo am văzut ok, dacă se retrage stresorul, se retrage și simptomatologia. Dar ce faci până atunci? În timpul în care este stresorul? Cât te impactează stresorul pe durata lui? Și aici chiar și când de data aceasta mai vorbim de un stresor major, cum a fost diagnostic unui cancer, ci efectiv de un stresor de tip examen. Și dacă data trecută ne-am uitat la cum impactează stresorul depresia, aici ne vom uita la cum impactează depresia răspunsul la stres. Deci e, cum ziceam, e o reacție circulară. Și ce am găsit noi cu ajutorul studenților noștri, pentru care le mulțumesc pentru participare, au fost 198 de studenți. Acesta a fost un studiu implementat înainte de perioada pandemiei și acum este în curs de publicare. Ce am făcut? Am monitorizat pe parcursul a 6 zile reacția de stres a studenților.
a participanților noștri și reacțiilor de stres chiar înainte de examen. De ce înainte de examen? Pentru că atunci este maximum de stres. Nu știi exact ce te așteaptă, nu știi exact ce subiecte vei primi și vrei să vezi reacția. Și ce am mai făcut? Ne-am mai dat un pic la trăsăturile lor depresive. Cum ziceam, nu vorbim doar de diagnostic clinic. Ce vedem în general pe diagnosticul clinic se manifestă și la subclinic, adică pe trăsături, doar că într-o intensitate mai mică. Ceea ce din nou face foarte relevantă problema sănătății mentale pentru toată lumea. Pentru că putem să fim în acel spectru subclinic. Și ce s-a văzut? Cam cum arată experiența stresului? Aici este un grafic de regresie longitudinal făcut cu analize multilevel pe toate cele 6 până în 7 zile, până în ziua examenului respectiv. Studenții care au avut trăsături depresive ridicate, este graficul de regresie de sus. Panta lor de regresie pare că are așa o mică scădere, dar nu este una semnificativă. Panta lor de regresie nu s-a modificat semnificativ. Ce se poate observa e diferență foarte mare. Ei au pornit de la un nivel de stres mult mai mare decât ceilalți și au rămas neschimbat din punct de vedere semnificativ pe tot parcursul zilelor. Asta înseamnă că, unul la mână, au pornit de la un stres mai mare. Pentru ei experiența examenului a fost complet diferită. Și nu a existat adaptabilitate, pentru că asta e până la urmă opusul stresului și asta e și opusul psihopatologiei. Adaptabilitatea la context. Iar această adaptabilitate se poate vedea la cei care n-au avut trăsături depresive, panta de regresie de jos, unde se vede ce? Se vede că ei au pornit de la un nivel de stres mult mai mic și că exponențial, pe măsură ce ne apropiem de ziua examenului, stresul crește. Ceea ce este, din nou, este un răspuns cât se poate de sănătos. Nu vrei să fii imun la stresori, vrei să fii adaptat la stresori. Și practic, din nou, este cercetarea care arată interacțiunea între depresie și stres și cât de responsiv suntem la stres. Cam atât, asta ar fi rezultatul important și mi-ar fi plăcut tare mult să mă fi uitat și la performanță dacă a impactat-o. Și asta e un regret că n-am făcut-o la momentul respectiv sau dacă performanța la examen a fost impactată. E cum scrie la capetele articolelor științifice, este un subiect pentru o cercetare ulterioară. Da. Având în vedere că la început întrebam dacă problemele mentale sunt ale omului sau ale noastre, ale tuturor, uite un exemplu al felului în care te uiți și descoperi că e o problemă și a ta, dar până la urmă e și a celorlalți și are impact asupra, de pildă, a calității învățării, a viitorului tău, pentru că notele depind. Deci, cred că e momentul în care să-ți cerem, înainte să trecem la preluatul altor întrebări de la cei care ne urmăresc, să ne spui dacă ar fi să păstrăm din cercetările astea pe care le-ai făcut o concluzie scurt pe doi, care ar fi aceea? O concluzie scurt pe doi ar fi: stresul îți impactează sănătatea mentală. Și odată cu retragerea stresului, și sănătatea mentală e mai puțin impactată. Dar nu conta doar pe asta. Contează și pe cum te protejezi tu până în momentul stresului. Asta ar fi o concluzie. Și să continui cu următoarea întrebare. Cum îți poți sta tu singur că ești îți dea singur seama că ești sub stres? Îți poți da singur seama că ești sub stres? Adică ai o viață așa și zici, fac de toate și de fapt ești sub stres și nu-ți dai seama. Există ceva să-ți dai seama că ești sub stres? Bine, în primul rând trebuie să facem definirea între eustres și stresul pe care îl știm din punct de vedere tradițional. Eustres înseamnă să te simți bine în ceea ce faci, să te simți mobilizat. De exemplu, când îți place, te simți un pic mobilizat de munca ta, poate un pic mai mult decât ieri, are mai multe provocări pentru tine ceea ce faci astăzi, inclusiv ceea ce fac eu acum are mai multe provocări decât de regulă, dar este eustres, e ceva ce mă mobilizează în mod plăcut. Stresul pe care știm în mod convențional și probabil de acesta se leagă întrebarea, îl știi din faptul că te mobilizează peste măsură. Productivitatea ta nu corespunde cu mobilizarea. Te-ai mobilizat foarte mult pentru o sarcină, dar rezultatele sunt proaste, pentru că stresul te împiedică să te concentrezi, îți împiedică memoria. Îl știm din hiperactivitate, îl știm din problemele de somn. Iar în momentul în care ajungi să ai probleme de somn pe fond de stres, e un reper foarte, foarte bun că ești într-o perioadă de stres cronic.
Astea sunt câteva dintre repere. Apoi, stresul poate să vină cu simptome de anxietate. Anxietatea, cum o să mă descurc mâine. Stresul legat de cum o să mă descurc mâine. Îngrijorări. Practic așa le putem repera. Eu spun că e momentul să începem cu întrebări de la cei care ne urmăresc. Cristi, ești tu pregătit cu una? Eu am una deja. Da, alege-o tu. Dau eu drumul primei întrebări. E o întrebare care revine, sunt mai mulți care discută în comentariile de pe YouTube legat de acest aspect al prevalenței excesive a depresiei într-o perioadă care teoretic este cea mai bună prin care trece omenirea. Nu numai teoretic, și demonstrabil din toate punctele de vedere. E foarte bună întrebarea. Așa e, statistica noastră arată că am crescut foarte, foarte mult ca stres de prin anii 90 încoace, inclusiv în România, unde statisticile sunt ceva mai optimiste. Dar sunt optimiste în mod fals, pentru că nu avem studii pe bune de epidemiologie. Acum, răspund la această întrebare. În primul rând, e un artefact. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în timp am ajuns și mai dispuși și mai deschiși la a raporta problemele de sănătate mentală. Tocmai pentru că se ridică astfel de discuții, cum e cea din seara aceasta, oamenii ajung să fie mai deschiși să raporteze probleme de sănătate mentală, să meargă să consulte un psiholog, să meargă la un psihiatru și ca tare ajung în statistici. Deci este și un artefact al timpului, ca să zic așa, și al deschiderii și al destigmatizării. Deci asta ar fi o explicație care este cât se poate de fezabilă. Apoi, cred că provocările pe care le avem în prezent sunt foarte diferite de cele pe care le aveam acum 10 sau 20 de ani. M-am uitat, spre exemplu, la, și aici mă refer în mod specific chiar la noi în România, numărul de ore pe care lucrăm, care știm că este peste media europeană. Provocările vin din zona în care există acel mit să păstrezi un echilibru între locul de muncă, familie, job. În prezent, omul perfect asta înseamnă, cel care păstrează un echilibru între toate. Iar acesta este un fake news care ne menține într-un cerculeț vicios și nu ne mai luăm o pauză, ca să spun așa. Deci eu cred că, în primul rând, acest fake news legat de faptul că încercăm să fim oameni perfecți care au o performanță foarte bună la muncă, se menține acest echilibru muncă-familie foarte bun, cred că și acesta este unul dintre aspectele pentru care nu ieșim de pe acest hamster wheel. Un alt aspect ar fi, pe care îl spun studiile, ar fi apropierea de tehnologie, pentru că asta ar fi principalul factor, nu numai numărul de ore pe care le lucrăm. De altfel, în anumite țări, și aici se poate contracara, în anumite țări precum în Germania, numărul de ore este mai mic, dar psihopatologia n-a scăzut. Deci asta e un aspect important, n-a scăzut, e în creștere. O altă explicație ar fi îndreptarea noastră înspre tehnologie. Și nu în sensul că folosim doar tehnologie de dragul tehnologiei și că ne jucăm pe telefon, nu asta e ideea, ci că tehnologia, de altfel eu sunt adeptul tehnologiei și lucrez prin intermediul ei, ci că tehnologia ne îndepărtează puțin unii de alții. Apoi se mai consideră faptul că ne obținem prea ușor recompensele. Apropo de ce spunea aici, și asta cred că atacă cel mai mult răspunsul, ne obținem foarte ușor recompensele din mediu, tocmai pentru că trăim într-una dintre cele mai bune perioade, o perioadă prelungită în care n-am avut războaie, în care n-am avut conflicte, cel puțin nu noi și nu multe, multe alte țări. E o perioadă în care ne găsim, găsești ce vrei la magazin, găsești imaginile pe care ți le dorești pe internet, găsești recompense peste tot și ți le extragi. Iar această supra-saturație în recompense duce în depresie, pentru că nu le mai percepi. Depresia, de altfel, este... Se traduce și prin faptul că nu mai percepi recompensele și mai ești motivat. Atunci nu-ți mai găsești plăcerea, nu-ți mai găsești motivația, intri printre altele în depresie. Astea ar fi cele trei. E un artefact, pentru că raportăm mai ușor. În anumite instanțe, încercarea aceasta de a menține o imagine perfectă legată de muncă, familie și în a treia instanță, tehnologia și, în ultimul rând, faptul că ne găsim foarte ușor recompensele și nu mai suntem motivați. Gabi vrea să te întrebe, care sunt cele mai bune unelte pe care le poți folosi pentru a-ți proteja sănătatea mentală?
cognitiv ar fi, cea mai bună unealtă ar fi una cognitivă. Eu, pe de altă parte, sunt și e una dintre uneltele cu care lucrez în practica mea. Schimbarea percepției stresului. Dacă tot am vorbit de stresori ca declanșatori ai psihopatologiei, să-ți schimbi percepția asupra stresului. Asta e foarte important. Și putem să vedem de ce e important. Spre exemplu, suntem cu toți într-un context în care n-am mai fost, dar reacțiile noastre sunt foarte, foarte diferite. Există și aspecte conjuncturale, de la condiția ta socioeconomică, suportul pe care l-ai, clar, toate acestea contează foarte mult, dar reacțiile noastre sunt foarte diferite. Percepția stresului ar fi, și percepția stresorilor și a provocărilor vieții ar fi unul dintre lucrurile la care aș lucra. Și de câte ori vorbesc despre percepția stresului și cât de importantă este ea, îmi dau chiar un alt exemplu. Închipuieți, e un exemplu ancorat în realitatea actuală, închipuieți că ești prins în trafic și unii clanxonează și toți suntem acolo prinși în trafic. Alții se enervează foarte tare, ies din mașină, alții ascultă muzică, citesc, poate nu chiar o carte, dar ascultă un podcast. Ei, diferența între noi aflați în același context e percepția. Acea percepție duce la reacții diferite. Și acolo aș lucra, și acolo este foarte mult empowerment, pentru că tu poți să lucrezi la reacția ta, dar nu poți să lucrezi la reacția celorlalți. Deci atitudinea cea mai bună o au cei care ascultă podcasturile. Azi, da, și te recomand. Ai menționat termenul cognitiv. Și mă gândesc că poate e nevoie să explicăm, poate nu toată lumea e familiară cu diferitele direcții în zona psihoterapiei. Ce înseamnă o abordare cognitivă? O abordare cognitivă e exact cea pe care am redat-o eu, cea în care, practic, cazuistica importantă, cauzalitatea importantă este dată de modul în care percep un stresor, nu de stresorul în sine. Deci, emoțiile noastre de depresie, anxietate și așa mai departe sunt, de fapt, cred că un exemplu cel mai bun este, noi spunem în general în popor, mă enervează șeful meu. Dar de fapt, corect ar fi, mă enervează modul, reacția mea de enervare e datorită modului în care îmi percep eu șeful. Și asta cred că e metafora cea mai potrivită pentru ceea ce facem în terapie, încercăm să ajustăm aceste percepții. E așa un fel de joc de vorbe. E un joc de vorbe. Oricum și limbaj, există și o perspectivă, există și un framework după care se merge și limbajul ne încurcă. Spre exemplu, chiar dacă zicem ca și tic verbal, sunt prost. Acest tic verbal, dacă nu știu, avem această exprimare, fără neapărat să cred la început în asta. Acest tic verbal, această exprimare repetată, ajunge să se interiorizeze, spun unele studii. Deci clar, contează și limbajul aici și acest joc de vorbe. Gerasim vrea să știe dacă sănătatea mentală poate duce și la boli fizice ale organismului? Există vreo legătură între creier și organism în declanșarea unor boli? Există studii, există rezultate sau e mai mult un mit? Sau cât adevăr e aici? Mit nu este. În amplificare, în mod specific, și în declanșare, în cauzalitate, nu știm. Aia e un pic altceva. Și din nou are legătură prin factorii stresori. Trebuie să-i spunem astăzi stresul, nu sănătate mentală, trebuie să-i spunem stres acestei prezentări. În mod specific prin răspunsurile de stres, care sunt răspunsuri, o să vedem că și în anxietate și în depresie avem răspunsuri de stres amplificate. Iar răspunsurile de stres au răspunsuri inflamatorii. Aceste răspunsuri inflamatorii, evident, își fac simțită prezența în alte forme de patologie. Spre exemplu, știm de cancerele care sunt amplificate de factorii de stres, de stresul chiar inclusiv psihologic. Mă gândeam la un exemplu mai simplu, poate, de exemplu, la cel cu hormonii. Dacă ești foarte, foarte stresat, se eliberează niște hormoni și îți crește tensiunea arterială. Sigur că da. Eu lucrez acum foarte mult cu pacienții pe zona aceasta și probabil de aceea a venit acest exemplu. Da, hormonii de stres... Clar există. Și știm că și diabetul nu are o anumită declanșare pe fond de stres. Persoanele care au o problemă de sănătate mentală, cum ar fi de tipul depresiei, sau mai ales de tipul anxietății, au mai mare probabilitate de boli coronariene. Asta, ca să aducem tot așa. Infarctul miocardic este mai
mai frecvent la persoanele care au probleme de sănătate mentală decât la persoanele care nu au probleme de sănătate mentală. Și factorul intermediar ar fi tot răspunsul de stres din ce știm din studii. Nu neapărat o legătură directă, pur și simplu ai anxietate și ai o boală coronariană. Întreabă tot Ana Maria și revine ulterior cu întrebarea dacă există un fond genetic pentru depresie și pentru probleme psihice. Am o veste bună și una mai puțin bună. Vestea bună ar fi că pentru depresie componenta genetică este mică înspre medie. Asta înseamnă că așa se și explică de ce unele dintre cele mai de succes tratamente sunt pentru depresie și pentru anxietate, unde au o componentă genetică mai mică. Vestea mai puțin bună este că sunt tulburări tot din spectrul depresie, cum ar fi tulburarea bipolară, sau în fine, din spectrul tulburărilor de dispoziție, cum ar fi tulburarea bipolară, care înseamnă această trecere de la depresie la manie, exact opoziții, unde factorul genetic este mult mai mare, este de ordin mediu spre crescut. Unele studii gemelare spun că există chiar o corespondență între gemenii monozigoți, adică cei care practică același ADN, de până în 70-80% pe tulburare bipolară, pe schizofrenie. Exact bolile pentru care găsim greu tratament. Bipolara se întoarce destul de frecvent, are o recurență destul de frecventă. Iar schizofrenia este o tulburare la care găsim, încercăm să-i facem managementul, dar pe care nu o remiți, propriu-zis. Mă gândeam acum, Ioana, să schimbăm puțin direcția așa și... Mi-am adus aminte că este un stat pe undeva, nu știu dacă e Nepal, care are Ministerul Fericirii sau cam așa ceva. Un întreg minister care se ocupă cu fericirea în țara respectivă. Dacă ai auzit și dacă e util un astfel de minister? Ministerul Fericirii? Nu știu exact cu ce se ne ocupă Ministerul Fericirii în Nepal, dar mi-aș dori un minister al sănătății mentale, propriu zis. Nu neapărat al fericirii. Nici în terapie, spre exemplu, fericirea nu este un țel, este managementul simptomatologiei tale și nici în viața de zi cu zi n-ar trebui neapărat să fie un țel, pentru că dacă ai sta tot timpul pe un hype fericit, n-ai mai fi fericit. Fericirea străiește din aceste discrepanțe între modul în care ne simțim acum și cum ne vom simți în viitor și în funcție de reușitele pe care le avem. Mi-aș dori Ministerul Sănătății Mentale, asta ar fi foarte, foarte important. Nu știu când o să avem așa ceva. Sau că nu să ne apropiem de așa ceva în condițiile în care, din câte știu eu, discuția sănătății mentale în următoarea strategie națională de sănătate nici măcar nu se apropie de nu se apropie sănătatea mentală de priorități. Pentru că ai vorbit despre studiile legate de limbaj și folosirea inteligenței artificiale, am zis că poate e util să-ți transmitem și întrebarea lui Gheorghe Rus, care vrea să știe dacă se poate face o psihologie matematică sau, mă rog, în ce măsură psihologia folosește matematica și aici sigur poți să ne spui mai multe. Deja începe să se întâmple acest lucru. Noi spunem un lucru, cel mai bun predictor al comportamentului trecut este al comportamentului viitor este comportamentul trecut. Și aici clar intră în acțiune și modelele matematice, care pot să identifice aceste pattern de comportament și să-ți facă aceste predicții ale cum te vei comporta tu în viitor, mai mult decât poate să o facă ochiul uman acum. Deci da, și deja se face acest lucru. Deja se fac mai mult la nivel de individ decât la nivel de societate, pentru că asta implică o putere computațională destul de mare. Deja se fac aceste studii unde se uită prin modele matematice la diverse pattern de comportament în timp, la același individ, și vor să vadă în ce măsură, spre exemplu, îi prezici că în viitor va avea o anumită problemă, o anumită adicție, un ceva. Deci, da, deci deja sunt, dacă vrem să-i spunem psihologie matematică, deja se începe acest lucru. Uite o întrebare care este impolitically corect, dar să lămurim puțin problema asta. Cum poate înțelege un psiholog sau un psihiatru un atac de panică sau depresie dacă nu a avut niciodată așa ceva? O să răspund la întrebarea asta. Lucram într-o perioadă cu
persoane cu tulburări alimentare. Și o parte dintre persoanele cu care lucram sufereau de obezitate. Nu înțelegeam la început de ce îmi pleacă o parte dintre clienți. Până când cei de la clinică mi-au spus în felul următor: știi, practic ți se reproșează că ei nu se pot identifica cu tine. Nu ești chiar aproape de ce și-ar imagina ei că ar trebui să fie un terapeut din punct de vedere al masei corporale. Ok. Și ulterior mi s-a și spus acest lucru, iar răspunsul meu a fost în felul următor: te-ai simți mai bine dacă aveai un psiholog care a avut și depresie, și anxietate, și anorexie, și obezitate, și de toate. Te-ai simți mai bine, te-ai simți mâini mai sigure? Crezi că ar înțelege mai bine? Pentru că aici, evident, nu se referă. Noi avem modele după care mergem, niște predicții pe care ne le facem teoretice în baza unor studii. Avem modele teoretice, așa că matematică, lucrăm în baza unor modele teoretice, avem niște explicații bine testate ale, ale atacului de panică, spre exemplu. Deci avem pe ce să mergem, dar te simți mai bine și te simți mai înțeles dacă aveam în față un psiholog care are de toate? Probabil că nu. Aici simt eu nevoia să intervin pentru că e un subiect care m-a preocupat și pe mine. Cred că ceea ce resimt posibilii pacienți sau cei cu care poți să stai de vorbă este mai degrabă o atitudine, nu a ta neapărat, nu a terapeuților întotdeauna, o atitudine superioară care poate rupe comunicarea. Povestea cineva care a trăit într-o zonă de antivacciniști că era confruntat cu două tipuri de informații: informații detaliate venite de la antivacciniști și informații din categoria cine ești tu să-ți permiți să pui în discuție răspunsul oamenilor de știință. Deci, condescendență pe de o parte și chiar dacă pe baza unor informații greșite științific, atenție și un sentiment de apartenență la grup. Deci e posibil ca undeva întrebările pe care le-am mai văzut, întreba cineva și dacă psihologii merg la psiholog, să vină din nevoia celor care sunt obiectul acestor discuții, obiectul și subiectul acestor discuții, eu să vadă o altă atitudine. Așa e. Eu sper că nu există partea asta de condescendență de la cei care au avut experiența cu un psiholog, pentru că pentru mulți dintre colegii mei știu că contează ceea ce numim noi relația terapeutică. Adică, practic, cât ca să mă exprim în termeni cât se poate de la aici, cât de bine ai făcut click profesional vorbind cu acea persoană, cât de bine se potrivește și acceptarea lui necondiționată. Sunt niște valori foarte importante pe care noi le avem în terapie. Cred că mai degrabă, și nu vreau să fac un conflict între Breslay, este asocierea cu atitudinea multor psihiatri, unde am văzut mai mult un model paternal. Dar, din nou, nu vreau să existe acest conflict între profesii. Nu toți psihiatrii sunt la fel și nici toți psihologii la fel. Alimentația are un impact. Și avem și intervizare între noi. Vorbim despre cazuri și, evident, cu sub anonimitate. Și vorbim și de cât de mult ne-a afectat acolo unde ne-a afectat. Și mergem și noi la psiholog. Ne întreabă Gabi, care este impactul alimentației asupra sănătății mentale? Există un astfel de impact? Da, există. Acum, la cel la care mă pot gândi eu, dar nu cred că este singurul, e acel impact al recompensei pe care ți-l dă actul de a mânca asupra sănătății mentale. Iar noi, spre exemplu, ce te protejează de depresie, e acea recompensă, perceperea recompensei, să te bucuri de ceva. În sensul acesta mă gândi la impactul alimentației asupra sănătății mentale, într-un sens pe care l-am dat eu bun. În sensul mai puțin bun este când faci apel la alimentație, când faci apel la a mânca, ca să te scapi de probleme. Ca și soluție de coping, cum îi spunem noi, ca soluție de a face față problemelor. Și atunci are un impact nesănătos asupra sănătății mentale. Deci sunt două exemple pe care le-am dat. Contează ce faci cu el. Excesul nu este niciodată bun în niciun fel de situație. Ada, trecem la al doilea concurs? Cred că e momentul, da, să trecem la al doilea concurs. E momentul să arătăm care este premiul pe care îl oferim și după aceea ce aveți de făcut pentru a câștiga
această carte scoasă de editura Humanitas. Este probabil cei care s-au mai uitat la noi în ultima vreme știu, trebuie să ne spună în următoarele 5 minute, am să pornesc cronometrul, să ne spună în următoarele 5 minute cu ce rămân din discuția la care au asistat în această seară. Și răspunsul pe care îl găsim și care ni se pare cel mai interesant va primi această carte. Am dat drumul la cronometru și între timp cât colectăm răspunsuri în comentariile voastre, aș vrea să o rog pe Ioana să ne spună ce instrumente de coping a folosit ea în momentele de stres maxim. Momentul de stres maxim a fost acum recent cu pandemia. Cred că a fost pentru toată lumea, a fost o situație inedită și în momentul în care am început să ne dăm seama că suntem în pandemie și să ne dăm seama ce înseamnă asta, am realizat destul de repede că e o situație care va fi la lung și că n-ar fi bine să-mi pun viața în așteptare, cum am văzut că se întâmplă. Tot așteptam să revenim la normal, să revenim la normal, să revenim la normal și am încercat să-mi găsesc noi hobby-uri. Iar hobby-ul pe care l-am găsit e unul mai puțin psihologic, poate. Am început să joc video games pe consolă. Și a ajuns să fie o împătimire pe linia aceasta și mi-am dat seama că nu sunt un om care să joace un joc de strategie, ci mai degrabă mă duc înspre zona de shooter games, de shooter-looter games, pentru că se pare că sunt în zona în care mă satisface pe mine. Răspunsuri mai rapide, în acțiune mai repede. Asta a fost ce mi-am găsit ca și... Îmi pare rău să dezamăgesc audiența dacă vă așteptați la ceva mai filozofal. Da, nu cred, pentru că generațiile noi, inclusiv fetele, sincer să fiu, sunt obișnuite. Sunt multe fete care joacă shooting games pentru că se simt bine. Deci e cumva un fel de destresor, putem să-l numim așa? A fost un destresor și a fost un distractor. Asta e foarte important. Da, a fost un distractor într-o perioadă mai puțin bună. A fost un distractor foarte, foarte bun. Între timp, uitându-mă, stând cu ochii pe ce scriu cei care s-au uitat la noi, am găsit o întrebare pe care o pusese cineva înainte și la care până încă mai strângem răspunsul, până se fac 5 minute, la care poate reușești să răspunzi, și anume cum poți să-ți dai seama că psihologul la care mergi este potrivit pentru tine? Cel mai bun barometru ar fi unul... Cel mai bun barometru la care mă pot gândi acum este unul emoțional. Dacă pur și simplu ți este groază să mergi la psiholog, nu este psiholog potrivit pentru tine. Trebuie să fie o experiență în care okay, știi că vei fi scos din zona de confort, dar vrei într-un anumit mod să mergi înspre a fi scos din zona de confort. Deci dacă ți este groază să mergi la psiholog, nu este psihologul potrivit pentru tine. Și acum nu... Aș vrea să aduc o discuție pe care am avut-o ceva mai devreme, în care spuneai că există studii care arată că terapiile care au baze științifice, indiferent care dintre ele, corelează cu un efect mai bun al psihoterapiei în comparație cu acele terapii din categoria whatever works. Ok. Inclusiv am făcut un studiu de acest gen, uitându-mă la două intervenții care sunt considerate a fi evidence-based, adică care au un suport empiric destul de bun, adică foarte bun. Și ce mi-a ieșit a fost că nu există o diferență între ele. Și m-am uitat încă chiar pe termen lung și m-am uitat prin intermediul unei meta-analize, adică nu a unui studiu singular, ci un conglomerat de studii care au arătat același lucru. Dar aici e un aspect foarte important. Din punct de vedere al tehnicii, mai pe unde te duci, dacă cauți o intervenție evidence-based, cum ar fi terapia cognitiv-comportamentală, cum ar fi terapia psihodinamică de scurtă durată, și lista e lungă, dacă e nevoie poți să oferi această listă. Dar dacă te duci în zona de terapii non-evidence-based, acolo diferența este foarte mare. Deci poți să-ți alegi orice din categoria terapiilor cu suport empiric. Și cum vezi asta? Ai ghidurile APA, American Psychological Association, care îți recomandă care sunt cele mai bune intervenții pentru diverse probleme. Poți să mergi în Google Scholar, să faci o documentare, să cauți care sunt cele mai bune evidence-based forms of therapy pentru depresie sau pentru... Adică o mică documentare, așa cum faci când mergi la medicul generalist, pentru să vezi ce medic ai putea să-ți cauți, poți să vezi aici ce formă de terapie ți-ar potrivi și care e evidence-based.
Asta ar fi, deci documentați-vă înainte să mergeți la psiholog, să vedeți ce formă de terapie are, dacă este o formă de terapie evidence-based. Asta e foarte important, pentru că chiar dacă nu există diferență între cele evidence-based atât de mari, există diferențe foarte, foarte mari față de cele non-evidence-based, nu mai vorbim de faptul că acelea pot să facă chiar și rău. Bun, da, avem să închid cele 5 minute pe care le-am alocat takeaway-urilor pe care le-au avut, cu ce au rămas cei care se uită la noi și e greu de ales întotdeauna, e greu de ales pentru că printre altele trebuie să vorbim și să și alegem în același la butoane. Da. Între timp, cineva ne-a spus Bhutan este statul care e asta ca să... Cu Ministerul Fericirii. Cu Ministerul Fericirii, da. Iar răspunsul pe care l-am ales, încerc acum să-l regăsesc, este unul destul de simplu, dar cred că într-un fel sau altul cumva încapsulează o parte din ce a spus Ioana astăzi, Elena Dragomir, care câștigă cartea lui Oliver Sacks și pe care o rugăm să-i scrie lui Cristian Presură un mesaj ca să știe cum poate să intre în posesia cărții. Spune, rămân cu concluzia că nu contează ce mi se întâmplă, ci felul în care simt eu că mi se întâmplă. Cred că e vorba de cum procesez mai degrabă decât cum simt. Acestea fiind spuse, cred că ne îndreptăm încet încet către finalul emisiunii. Da, aș vrea totuși să închei cu o întrebare către Ioana, pentru că inevitabil e pus în situația să ne dea sfaturi. Pentru că e important ceea ce face ea acolo și aș vrea să o întreb dacă are câteva recomandări despre cum să facem față perioadelor de stres și anxietate. Noi ne ferim în general de cuvântul sfaturi. Asta ar fi foarte important, dar recomandări este perfect, pentru că asta încercăm să-i ajutăm pe cei din jur cu câteva dintre lucrurile care știm noi că funcționează. Extras din ce am discutat noi, o recomandare ar fi aceea. Înconjoară-te de prieteni. Asigură-te că ai un suport social. Asigură-te că ai un regim de viață și un loc de muncă care îți place și care îți dă sens și semnificație și că hobby-urile tale și voluntariatul tău îți dă sens și semnificație. Foarte important acest sens și semnificație pentru noi. Și poate o regulă generală dincolo de aceste aspecte ar fi când ești confruntat cu un stresor, cum a fost acest stresor al pandemiei, fă o evaluare. Evaluează în felul următor dacă stresorul cu care te confrunți este unul controlabil sau unul incontrolabil. Pandemia nu este un stresor controlabil, așa că ce putem să facem este să ne adaptăm cât mai bine. Exact cum am spus și eu că am făcut cu aceste jocuri video. Să ne adaptăm cât mai bine la el, la măsurile pe care trebuie să le luăm de protecție în cazul pandemiei. Deci, fă această evaluare. E controlabil sau incontrolabil? Dacă este controlabil, mobilizează-ți toate resursele și prin controlabil înțeleg că poți să schimbi stresorul, mobilizează-ți toate resursele să-l schimbi, dacă poți să faci asta, sau să-ți schimbi percepția despre stresor. Din nou, e foarte important acest aspect. Iar în materie de percepția stresorului, asta vis-a-vis și de concluzia pe care au desprins-o cei din audiență, e foarte important să înțelegem că nu evenimentul în sine, doar evenimentul în sine ne influențează răspunsurile, ci modul în care ne raportăm la el. Iar noi putem să schimbăm modul în care raportăm la el. Inclusiv acum, în pandemia actuală, sunt multe lucruri bune pe care am început să le observăm. Inclusiv beneficiul lucrului online și beneficiul lucrului de acasă, care aduce și provocări, dar aduce și beneficii. Dar foarte important cum ne raportăm la stresor și să învățăm un pic să modificăm asta. Cam asta ar fi my go-to message. Da, și iată că am ajuns cu un sfat care e de 2000 de ani de la Marcus Aureliu și de la stoici. Exact, e sfat stoic. Și filozofii au sfaturi bune pentru noi. Este, Ioana, ceva ce ai fi vrut să spui și n-ai apucat să spui? Sau ne oprim aici și le urăm celor care ne urmăresc o seară plăcută?
Ce aș vrea să spun este reiterez din nou gratitudinea mea pentru această oportunitate și mă bucur mult că s-a înțeles că și noi facem cercetare, și noi românii facem cercetare și cred că se înțelege asta deja de câteva episoade încoace. Și îmi exprim din nou mulțumirea și pentru faptul că avem aceste inițiative, că aveți aceste inițiative și la cât mai multe episoade. Ar fi mai mult o urare din partea mea. Și aceeași întrebare pentru Ada, pentru că aceasta este ultima întâlnire din acest an. Ne vom vedea după 10 ianuarie cu noi întâlniri și într-un format care va fi adaptat. Dacă este ceva, Ada, care n-ai spus și ai vrea să spui acum, uite, după mai multe întâlniri. Cred că am spus-o, dar nu cred că am spus-o suficient de tare, cât sunt de recunoscătoare celor care se uită la noi și care ne pun întrebări și care ne ascultă și ne transmit mai departe. Un dialog între cercetătorii români și publicul larg nu se poate întâmpla în absența voastră, a publicului. Faptul că sunteți aici, că puneți întrebări, că ascultați răspunsuri, unele poate care vă contrazic convingeri, altele care vă confirmă convingeri. Faptul că sunteți aici și stați de vorbă cu noi face această întâmplare posibilă și importantă, cred eu. Și îți mulțumesc foarte tare, Cristian Presură, că ai inventat. Ada, eu trebuie să-ți mulțumesc ție, pentru că nimeni nu știe cât lucrezi tu în spate la toate întâlnirile astea și Ioana poate să confirme. Așa că vă urez vouă și tuturor celor care ne urmăresc sărbători fericite, o zonă de destresare, deci să căpătăm acum energie și să ne vedem cu bine anul viitor. La revedere! La revedere!